La Music Hall de mână cu stelele Mihai Popa, specialist în arte marțiale, om emerit al Republicii Moldova, cel care găsește timp și pentru marea pasiune, muzica. Bună seara, bine ați revenit! Bine v-am găsit! Cu ce melodie ați venit de data asta la Music Hall? La Music Hall am venit cu melodia Tu ești femeia pe care o iubesc. Scena vă aparține! Vă ascultăm, mulțumesc! De-au trecut ani, ai rămas frumoasă, frumusețea ta nu va dispărea. Chiar de-au trecut ani, bună ai rămas, bunătatea ta te va ridica. Tu ești femeia pe care o iubesc, pe care o ador și o stimesc. Tu ești femeia pe care o iubesc, pe care o ador și o prețuiesc. Chiar de-au trecut ani și multe s-au schimbat, tu te porți așa cum te purtai cândva. Chiar de-au trecut ani, ei nu ne-au afectat, ne iubim așa cum ne iubeam cândva. Tu ești femeia pe care o iubesc, pe care o ador și o stimesc. Tu ești femeia pe care o iubesc, pe care o ador și o prețuiesc. Pe care o iubesc, pe care o ador și o stimesc. Tu ești femeia pe care o iubesc, pe care o ador și o prețuiesc. Tu ești femeia pe care o iubesc, pe care o ador și o stimesc. Tu ești femeia pe care o iubesc, pe care o ador și o prețuiesc. Din nou la Music Hall de mână cu stelele, interpretul Mihai Popa, cel care s-a învrednicit în 2009 la jubileul de 40 de ani și cu titlul Om Emerit. Haideți să ne aducem, să vorbim întâi despre muzică. Pentru că titlul Om Emerit l-ați primit datorită sportului care l-am făcut în viața mea. Datorită sportului. Deci sunteți împătimitul muzicii, aveți titlul Om Emerit datorită sportului și acum vă ocupați cu mai multe. Cu mai multe. Ce face la moment interpretul Mihai Popa? Să ne amintim de începuturile dumneavoastră muzicale. De unde pasiunea pentru cântec? Și cum a venit ideea asta? Pasiunea de cântec vine de la mama mea, fiindcă cânta foarte frumos. Mi-am dorit foarte mult să cânt și eu și am început a cânta încă de mic copil. Noi suntem la Music Hall de mână cu stelele și asta este o întrebare tradițională așa, să ne ducem aminte. Ce cântam noi înainte? Noi înainte cântam muzica lui Ion Soruceanu. Muzica timpurilor. Da, muzica lui Mihai Dolgan, Dumnezeu să-l odihnească, Sofia Rătaru și așa mai departe. Muzica pentru dumneavoastră este doar o pasiune, un hobby sau faceți din asta și o carieră la moment? Muzica pentru mine este un hobby. Un lucru frumos care este aproape de sufletul meu.
Am și o formație care se numește Diamant Plus. Suntem trei și cântăm la petreceri private. Am vorbit mai devreme de melodiile pe care le cântați dumneavoastră cândva, atunci, în copilărie, când vă plăcea mult muzica, când vă inspirați de la mama dumneavoastră, care ne-ați povestit că cânta foarte frumos. Să revenim la titlul pe care l-ați obținut în 2009, la acel jubileu de 40 de ani, titlul Om Emerit. Ne-ați spus mai devreme că l-ați obținut datorită sportului. Deci mi-am făcut serviciu militar în trupele speciale. După aceea am făcut Taekwondo ITF, am centură neagră a treilea dan. Trebuie să mă tem acum că spuneți asta? Antrenez, elevii mei acum îi antrenez la kickboxing, deci au participat nu numai în Moldova noastră, care au luat primele locuri, participă și în alte țări, sunt deținători, sunt campioni ai lumii, campionii Rusiei și au reprezentat țara noastră și la lupte profesionale. Deci am un elev care are peste 60 de medalii. Să înțeleg că acum faceți două lucruri în paralel. Deci reușiți să faceți și muzică, aveți și o trupă cu care cântați la petreceri private, asta am înțeles. Reușiți să veniți și aici la noi, la Music Hall de Mână cu Stelele și cu siguranță și la alte emisiuni apareți în fața telespectatorilor. Și mai sunteți și antrenor, profesor de sport. Ce vă consumă cel mai mult timp totuși? Dacă omul iubește să facă sport sau muzică, el nu se uită la timp. Și muzica se îmbină armonios cu sportul, da, în viața dumneavoastră, da. Să înțeleg. În viața ei sunt frați, eu așa am înțeles. Să înțeleg că în melodiile dumneavoastră cântați dragostea. Da, e adevărat. Și cât de des obișnuiți să oferiți flori? Atunci când am ocazia, eu dăruiesc flori cu plăcere. Vă mulțumesc și eu pentru aceste flori minunate. Vă mulțumesc pentru invitație. Pe care mi le-ați oferit astăzi și vă așteptăm cu noutăți muzicale la Music Hall de Mână cu Stelele, cu sau fără flori. Important cu cântece. Vă mulțumim.